sculptingul sau contouringul, practic sunt cam același lucru, numai că au două nume diferite. Se poate face în principiu pentru orice tip de machiaj, dacă persoana care se machiază sau persoana pe care cineva o machiază dorește acest lucru. Este unul dintre trendurile din ultima decadă, să zicem, din secolul 21, dar e o chestie care a fost inventată în televiziune și în film, acum foarte mulți ani, studiurile cine cita, studiurile din Europa, studiurile din America, tot ce înseamnă MGM sau Warner Brothers sau așa mai departe, care făceau film la începutul secolului 20, foloseau deja tehnica aceasta pentru că luminile erau suficient de pretabile pentru scena respectivă și atunci fața actorului se vedea foarte plată. Și atunci au un machior deștept. Știu că cel care a inițiat cumva tehnica asta de a folosi culori de fond de ten diferite sau un produs care să contureze pielea este Maximilian Factorovici, dintre promotorii machiajului în tot ce înseamnă film la începutul secolului 20. Se foloseau culori foarte ciudate, la câteodată chiar mof sau albastru, pentru că erau culorile care se pătau foarte bine la luminile care erau la vremea respectivă. O perioadă, nu știu, începând cu anii, să zicem, anii 40-50, se folosea doar în film, dar nu se folosea în machiajul, nu știu, convențional, să zicem așa. Femeile nu foloseau neapărat farduri din acestea de sculptură, foloseau blașuri sau foloseau puțin ruj, pe care foloseau puțin pe obraj doar ca blașăr. După care, mă rog, pentru că se folosește foarte mult în fotografie și în televiziune, a început să devină un trend purtabil pe stradă. Și toată lumea a explodat cu chestia asta. Sunt multe persoane care au impresia că e o chestie care a apărut acum, acum 10 ani. Nu este așa. Bineînțeles că tehnica s-a îmbunătățit foarte tare, pentru că au apărut texturi noi care nu se foloseau acum 100 de ani. Au apărut pensule noi, avem pensule cu păr nemaipomenit, care îți permite o aplicare foarte fină, poți să folosești tip aerograful în sculpting, ai un finish excepțional, deja arată photoshopat pe piele. Din punctul meu de vedere, da, poți să folosești, eu folosesc un pic de sculpting cam la orice machiaj, dar dacă am o persoană, un model sau o clientă care are deja arhitectura feței foarte bine conturată natural sau e chiar o persoană cu o față cu trăsături un pic mai ascuțite, nu folosesc chiar sau folosesc o chestie foarte soft dacă e cazul, dar la fel dacă clienta își dorește acest lucru, bineînțeles că pot să folosesc pentru că vreau ca clienta să fie fericită la finalul machiajului. Recomand ca tot ce înseamnă tehnică de sculptură a feței sau de conturare a feței să se folosească culori care au pigment un pic mai rece, pentru că umbra, prin definiție, este o chestie gri, fără culoare. De ce bat monede pe chestia asta? Este faptul că am văzut foarte multe persoane care fac, de exemplu, conturing cu un bronzer. Bronzerul, prin definiție, e o chestie cu textură lucioasă, pentru că pielea bronzată este lucioasă. Și atunci, dacă pun o chestie care lucește într-o zonă de umbra feței, obțin exact ce nu trebuie. Sau văd o chestie care nu mai are neapărat, nu sculptează fața cum ar trebui să fie, se vede puțin mai ciudat. Deci recomand texturi mate pentru sculpting și recomand texturi care să conțină puțin, un pigment puțin mai rece, mai neutru. Nu neapărat cele care conțin roșu, mai ales pentru cameră, video sau foto, unde filtrul, senzorul de culoare pentru roșu se accentuează de obicei pe tot ce înseamnă ecran digital cu 4K, 8K, cum a apărut acum și nu știu, să apare cu 200K, nu știu cum. E bine să folosiți nuanțe puțin mai reci, pentru că altfel se vede mult mai roșu sau mult mai roz sau mult mai portocaliu pe cameră.